Accidentul s-a petrecut în seara zilei de 20 octombrie, în timpul unei deplasări desfășurate în scop profesional. Detaliile referitoare la această deplasare au fost deja puse la dispoziția parchetului. La un moment dat, coloana s-a oprit. Nu am știut de ce. Eu nu am văzut accidentul. Nu am știut că este vorba despre un accident. Am văzut doar mașina de poliție din față oprită și pe cei doi polițiști coborând și alergând. Unul dintre ei mi-a făcut semn să continuăm deplasarea și mașina în care mă aflam a pornit de pe loc. Mașina de poliție și cei doi colegi rămăseseră acolo. Abia după ce depășisem locul accidentului, am aflat ce s-a întâmplat. Am comunicat imediat cu șefii de structuri din Ministerul Afacerilor Interne pentru intervenția de urgență a echipajului smurt și le-am solicitat să fiu permanent informat cu privire la ce se întâmplă. Echipajul smurt a ajuns la locul accidentului în mai puțin de 4 minute, în 3 minute și jumătate. Din păcate, colegul nostru nu a putut fi salvat. Sunt extrem de îndurerat de această pierdere, dar știu că am făcut tot ceea ce este omenește posibil la acel moment pentru salvarea vieții lui Bogdan.